treabă, gata. Azi ne apucăm de filmări la Trăznit, facem promo pentru emisiune. Ne pregătim, mergem la platou acum să-mi iau și o haină. Mergem, gașca-i pe aici, pe la... Ia uite, pregătiți de filmare toți. Acțiune! Mai e o zi! Până când încep Trăzniți la 19:30 fiecare joi. Luni! De luni până joi! De... Ura! Da, mă, dar nu e, e mișto, da, să te corecteze, chiar e mișto, mișto. Atenție, acțiune! Mai e o zi! Până când încep Trăznițe, știu, în fiecare joi, de luni până joi, de la 19:30, ura! 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 V-am zis că încep! Mă, cu cine face lui? Astăzi încep Trăzniți la 19:30, v-am zis-o? Așa, da, da. Ce v-am zis? Acțiune! Astăzi încep Trăzniți de la 19:30. V-am zis eu! Ura! 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 Era bine, trebuia să-i răspunde zi. Hai, hai, hai! Atenție, acțiune! Astăzi încep Trăzniții! Știu, mă, de la 19:30, de... Nu, azi. Azi? Nu, de aia v-am zis eu, mă! Astăzi, pe atunci azi eu. Astăzi încep Trăzniții, știu, dar nu până joi la 19:30, în fiecare zi. Azi! Ura! Mai ales azi. Mai ales azi, da. Hai. Atenție, acțiune! Astăzi încep Trăzniții! Da, mă, știu, de luni până joi la 19:30, mai ales azi. Ura! 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 Zi, Cocoană, cum fost? Ai venit de la mare ca să faci promo pentru Trăzniți, nu? Exact. Cum a fost la mare sezonul ăsta? A fost demențial, am cântat, am cântat și iar am cântat. Fain, am văzut, am văzut pe Facebook, ai avut în fiecare zi postări, fain de tot. Da, 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 că vreau și eu să mai măresc online-ul ăsta de tare, că zici că dau la sapă. Păi e și greu cu fizicul ăsta spulberător, eu ți-am și mai. Atât. Mâine mai mult. Dragi prieteni, au început Trăzniții. În fiecare zi de la ora 19:30. Ne-am mutat la o oră bună. De luni până joi. Luni, marți, miercuri, joi. Toată săptămâna. Că la noi are 4 zile, nu? Domnul Alin. Domnul Alin, ai venit pentru promo la București. Ai întrerupt campania de spectacole? Cu căldă, am avut niște spectacole, le-am jucat pe toate, am fost la toate, am mai rămas unul nejucat, dar l-au jucat ceilalți pentru mine. Zi-mă, ce-a jucat vara asta? Am avut așa... Păi nu știu, hai să ne vedem din toamnă cu oamenii la spectacole. Hai să zic, ne vedem. Că începem spectacole, zic. Cum îi zice la spectacole? La spectacolul nostru? Da. Deocamdată nu știu, dar ne pregătim. Pregătim și noi un spectacol, ne apucăm de repetiții și cred că din toamnă o să ne vedem și pe scenă împreună cu Conu Alin și da, cu Duduia și Ema, da, Ema Taloi sau Livia Cucu, cum o știm noi. Că și vorbeam de lup. Vorbeam de lup, iată și lupul a apărut. Săruna Duduia Ema! Ce făcură zbre vara asta? Am auzit că ați avut un turneu așa lung toată vara, spectacole, da, la, frumos, la Dallas, la Bran, la, da, la, cum îi zice acolo, la Calul Roșu? Ceva Teatrul Roșu. La Teatrul Roșu, da. Da, domnule, am avut o vară plină și faină. Îi găsiți acolo în fiecare săptămână, ori acolo, ori acolo, ori acolo. Ori acolo, undeva ne găsiți. Da. Căutați-ne pe teatru. Gânduri, gânduri noi pentru sezonul ăsta? Către telespectatori, un mesaj? Da, sigur, urmăriți-ne că este spre binele vostru, ne ocupăm de viitorul vostru. Poate învățăm toți ceva din treaba asta. Dragii noștri, au început Trăzniții!
Veste bună, la o oră și mai bună, de la 19.30 în fiecare zi, luni, marți, miercuri și joi. Deci, de luni până joi, cu noi. Toată săptămâna e a noastră. Ca la noi săptămâna are 4 zile. Nu? Ura! 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 Hai să facem... cadru doar eu cu tine, nu? La asta. Eu te mă. Da. Să fim și noi decenți, da? Așa. Și în final vreau să vă spun că trebuie să fiți foarte atenți la detalii. Da. Ne vedem în campanie. Dragii noștri, veste bună! Au început răzniții! O veste și mai bună, începem mai devreme la o oră și mai bună, 19.30, în fiecare zi de... luni până joi! Deci săptămâna întreagă cu răzniții, care a mea săptămâna are 4 zile. Aia e! Ura! 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 Partidul Ceaușescu României! Asta e. Pentru acest nou sezon am pregătit, bineînțeles, dacă toată lumea își anunță candidaturile, am zis cea mai adevărată candidatură să fie lansată de la noi, de la Crăzniți, că vorba aia, ne trebuie și nouă un om adevărat în fruntea țării. Cine credeți că o să fie? E, dar... stai mă că nu știi să dă-te așa, că... Și facem o campanie. Vint amatorii ăștia de la prima. Zi, domn președinte! Acum, după cum vedeți, totul la cald, acum îmi pregătesc echipa de campanie. Suntem în plină efervescență. Ia uite-mă. Face, da. El este primul, el este cel care organizează, după cum se vede. O să iasă o campanie demențială, adică un sezon demențial. Da. Și suntem toți calificați să ne ocupăm de viitorul acestui. Da, lăsați, doamna Ema, lăsați nebuna întâi să vorbească. Asta voiam să zic, am fost și undeva departe, dar foarte bine pentru candidatura domnului aici de față. Așa că dacă doriți ca într-adevăr în fruntea țării să se afle niște oameni responsabili, capabili și responsabili, votați-ne și veți vedea începând din 9 septembrie o adevărată campanie. Avalanșa vine! Atenție, solemn, acțiune, votor, scuze! Hai, solemn, motor. Dragi prieteni, zic că mi-e casa. Dragi prieteni și tovarăși, domnișoare, ăsta domnișoare am vrut să zic. Dragi prieteni și doamne, mă scuzați. Sunt fericit să vă anunț că ne aflăm în fața unui moment foarte important pentru mine. Pentru noi... Pentru noi! Candidez la președinție. Pentru că dacă o să fie mie bine, o să vă fie și vouă. De asta zic. Păi lasă-le, dar nu uitați! Ce vă să vă plăcem? Potoriți-vă că mă găsesc de aici! Pentru candidatul nostru la președinție, hip hip, ura! Hip hip, ura! Hip hip, ura! Acum, reminder. Ăsta intră în timpul săptămânii. Da. De luni până vineri. De luni până joi. La 19.30. Urmăriți. Da, de luni până joi de la 19.30. Urmăriți câte un nou episod din Drăzniți. Și după aia zice, a mai rămas... Aia. Da. Ce să verifică cum și dacă a ieșit. Dragi prieteni, acum că îmi filmează. Asta fac. Dragi prieteni și domnișoare. Asta domnișoare am vrut să zic. Dragi prieteni și doamne, mă scuzați. Sunt fericit să vă anunț că ne aflăm în fața unui moment foarte important pentru mine. Pentru noi! Pentru noi toți! M-am hotărât să candidez la președinție. Pentru că dacă
să vă fie și vouă. Da. Păi și nouă, păi, și nouă.